Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Departe sunt de a-mi aduce mântuirea cuvintele strigătului meu. Dar eu sunt vierme și nu om, ocara oamenilor și bagiocora poporului. Toți care mă văd își bat joc de mine, strâmbă din buze și clatină din cap. Spre tine m-am îndreptat de când m-am născut, din sânul mamei mele tu ești Dumnezeul meu. Ascultă-ne, Dumnezeule, pe numele Fiului tău cel scump, Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Să ne credințăm unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos.
și Mântuitorul nostru. Iată că păratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Voi nimici carele de război din Efraim și cai din Ierusalim și arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurilor pacea și va stăpâni de la o mare la cealaltă și de la râu până la marginile pământului. Însă, cât pentru tine, Sioane, din pricina legământului tău pe cenduit cu sânge, voi scoate pe prinșii tăi de război din groapa în care nu este apă. Întoarceți-vă la cetățuie prinși de război, plin de nădejde. O spun și astăzi și că îți voi întoarce îndoit. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Mărieție, Doamne! Psalmul 118, de la 19 la 29. Deschideți-mi porțile dreptății ca să intru și să laud pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, cei drepți voi intra prin ea. Te laud pentru că mi-ai răspuns și ai fost mântuirea mea. Piatra pe care au disprețuit-o zidarii a ajuns în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm, să ne veselim în ea. Doamne, mântuiește-mă, Doamne, dă-mi victorie. Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. Vă binecuvântăm din casa Domnului. Domnul este Dumnezeu și luminează, alcătuința la iul furanul vezite până la coarele de altarul. Tu ești Dumnezeu.
Dumnezeul meu, pe tine te laud, Dumnezeul meu, pe tine te preamăresc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și cuvea și în vecii vecilor. Amin. A doua citire din această duminică este din Epistola Sfântului Apostol Paul către Filipeni, de la capitolul numărul 2. Să aveți în voi gândul acesta, ca era și în Hristos Iisus. El măcar că avea tipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri și de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus este Hristosul, este Domnul. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Citirea din Sfânta Evanghelie pentru această duminică este din Evanghelia Sfântului Apostol Ioan, de la capitolul 12. Slavă ție, Doamne! Printre cei care au urcat să se închine de sărbători erau unii greci. Aceștia s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei și l-a rugat: Domnule, vrem să-L vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, iar Andrei și Filip au venit și au spus lui Iisus. Iisus le-a răspuns: a venit ceasul ca Fiul omului să fie glorificat. Adevărat, adevărat vă spun, dacă bogul de grâu care cade în pământ nu moare, rămâne singur. Însă dacă moare, aduce rod mult. Cine își iubește viața, o va pierde. Cine își urăște viața în lumea aceasta, o păstrează pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Iar acolo unde sunt eu, va fi și cel care mă slujește. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Acum, sufletul meu este tulburat. Și ce să spun? Tată, salvează-mă de ceasul acesta. Însă tocmai pentru aceasta am ajuns în ceasul acesta. Tată, glorifică numele Tău. Atunci a venit o voce din cer. L-am glorificat și iarăși îl voi glorifica. Mulțimea care stătea acolo și care auzise, spunea că a fost un tunet. Alții ziceau: un înger i-a vorbit. Iisus a răspuns: nu pentru mine a răsunat vocea aceasta, ci pentru voi. Acum este judecată lumea aceasta. Acum conducătorul acestei lumi va fi aruncat afară. Iar eu, când mă voi fi înălțat, de pe pământ îl voi atrage pe toți la mine. Spunea aceasta arătând de ce moartea avea să moară. Atunci mulțimea a răspuns: noi am auzit din lege că Hristos rămâne în veci. Cum poți tu să spui că Fiul omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest Fiul al omului? Dar Iisus le-a zis: încă puțin timp mai este lumina cu voi. Umblați cât timp aveți lumină ca să nu vă prindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Cât timp aveți lumina, credeți în lumină ca să deveniți fiii luminii. Iisus a spus aceasta și plecând s-a ascuns de ei. Deși a făcut atâtea semne înaintea lor, totuși ei nu au crezut în el, ca să se împlinească cuvântul pe care spusese profetul Isaia: Doamne, cine a crezut în ceea ce a auzit de la noi și cui a fost descoperit blatul Domnului? Iisus a spus de asemenea de ce nu puteau să creadă. Le-a orbit ochii și le-a împietrit inima, ca să nu cumva să vadă cu ochii, să înțeleagă cu inima și să se întoarcă, iar eu să vindec. Isaia a spus acestea pentru că a văzut gloria lui și a vorbit despre el. Cu toate acestea, chiar și mulți dintre conducători au crezut în el, dar din cauza fariseilor, nomături s-au deschis
ca nu cumva să fie excluși din sinagogă, căci iubeau mai mult gloria oamenilor decât gloria lui Dumnezeu. Aceasta este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Slavă lui Iisus Hristos! Să rostim împreună crezul bisericii noastre, crezul de la Nicea. Crede într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi Sfântul Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, și are de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit, care a grăit prin proroci și într-una sfântă, a tot cuprinzătoare și apostolică biserică, mărturisesc cum botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Oh,
holy name of Jesus. Today is Palm Sunday, but it is also called Passion Sunday. In a few hours, in my church at St. Paul's Lutheran Church in Fort Wayne, Indiana, and in many other Lutheran churches, there will be a procession. There will be a choir singing Hosanna, Hosanna. And then in the middle of the procession, it will stop, and the pastor will read these words from John chapter 12, beginning with verse 12. The next day, the large crowd that had come to the feast heard that Jesus was coming to Jerusalem. So they took branches of palm trees and went out to meet him, crying out, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, even the King of Israel. And Jesus found a young donkey and sat on it, just as it is written, Fear not, daughter of Zion. Behold, your king is coming, sitting on a donkey's colt. His disciples did not understand these things at first. When Jesus was glorified, then they remembered that these things had been written about him and had been done to him. The crowd that had been with him when he called Lazarus out of the tomb and raised him from the dead continued to bear witness. The reason why the crowd went to meet him was that they heard that he had done this sign. So the Pharisees said to one another, You see that you are gaining nothing. Look, the world has gone after him. This is the gospel for Palm Sunday. Earlier, Pastor Triffa read the next passage in John, beginning with verse 20, which is the gospel for Passion Sunday. Now among those who went up to worship at the feast were some Greeks. So these came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, and asked him, Sir, we wish to see Jesus. Philip went and told Andrew, and Andrew and Philip went and told Jesus. And Jesus answered them, The hour has come for the Son of Man to be glorified. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. If anyone serves me, he must follow me, and where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Now is my soul troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour. But for this purpose I have come to this hour. Father, glorify your name. Then a voice came from heaven. I have glorified it, and I will glorify it again. The crowd that stood there and heard it said that it had thundered. Others said, an angel has spoken to him. Jesus answered, This voice has come for your sake, not mine. Now is the judgment of this world. Now will the ruler of this world be cast out. And I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. He said this to show by what kind of death he was going to die. So the crowd answered him, We have heard from the law that the Christ remains forever. How can you say that the Son of Man must be lifted up? Who is this Son of Man? So Jesus said to them, The light is among you for a little while longer. Walk while you have the light, lest darkness overtake you. The one who walks in the darkness does not know where he is going. While you have the light, believe in the light, that you may become sons of light. When Jesus had said these things, he departed and hid himself from them. Though he had done so many signs before them, they still did not believe in him, so that the word spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled. Lord,
Who has believed what we heard from us? And to whom has the arm of the Lord been revealed? Therefore they could not believe, for again Isaiah said, He has blinded their eyes and hardened their heart, lest they see with their eyes and understand with their heart and turn, and I would heal them. Isaiah said these things because he saw his glory and spoke of him. Nevertheless, many, even of the authorities, believed in him, but for the fear of the Pharisees, they did not confess it, so that they would not be put out of the synagogue. For they love the glory that comes from man more than the glory that comes from God. This is the gospel for the passion of our Lord. Well, here we are in Brașov, Romania. Romanians, Ukrainians, our friends from this morning, and Americans from the United States, all Lutherans gathered to celebrate Palm Sunday and the Passion of our Lord. And today we begin our final stage of our pilgrimage to Jerusalem, to the cross and the empty tomb, to the passion and resurrection of Jesus, to the suffering and death of Jesus for a world he loved so much, a world he was willing to give up his life for by his death. You heard Jesus describe his passion to Philip, Andrew, and all the Greeks in this way, that he must be lifted up on that tree to draw all men to himself. Now the Greeks came to Philip and Andrew wishing to see Jesus. Do you think that they thought it would be through a tree that their death would be overcome? Jesus tells them the real reason why they want to see him. The hour has come, Jesus said, for the Son of Man to be glorified. Jesus could not be glorified until he did the Father's bidding. He says, Now is my soul troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour. No, for this purpose I have come to this hour. Father, glorify thy name. It is a voice from heaven that announces Christ's glorification. The voice explained how Jesus was to be glorified. Jesus is to be glorified by his victory over Satan. He says, Now is the judgment of this world. Now shall the ruler of this world be cast out. And I, when I am lifted up from the earth, will draw all men to myself. The evangelist St. John tells us that Jesus said this to show by what death he was to die. What a strange God we have. How contrary are God's ways to the expectations of this world of ours. To be lifted up on a cross is to be glorified. To be lifted up on the cross in death is to show what kind of God we really have. That Jesus is a God of life because he is a God who dies. That the tree of the cross is the tree for the life of the world. That Jesus' death gains life for the world. And that Jesus' death brings life to all people. Jesus tells these Greeks another puzzling statement. Unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. When Adam and Eve ate of the tree of the knowledge of good and evil in the Garden of Eden, it brought death to the world. Adam and Eve knew the result of their sin. That they would now have to work and sweat, that they would now have to break the ground and plant seeds that would die. Adam and Eve knew what would happen in the death of those seeds, that there would be new fruit to eat,
there would be new fruit to replace the fruit of paradise they had forfeited with their sin. The rhythm of nature is the rhythm of planting and growing, the rhythm of descent into the ground and ascent into the creation with fruit-bearing trees. Jesus is the seed of the new creation. The creator of all things must become one of us. We confessed it earlier, conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, be crucified and die upon a tree. And like all seeds before him, this lamb who was slain must be buried in the earth. But the death and burial of this lamb is for the life of the world. And on the third day, he begins his ascent back to heaven as he rises from the dead. His resurrection is, as St. Paul says, the first fruits of all who have fallen asleep. His ascension is our enthronement into heaven, even now among the saints who are with him. The focal point of our life is the tree of the cross. That cross is now for us, the tree of life. That cross is where Jesus served us by giving his life as a ransom for many. To be a servant of Christ is a call to follow Jesus in suffering and death. To be a servant of Christ is to be lifted up in suffering as Jesus was lifted up. To be a servant of Christ is to interpret our sufferings and the sufferings of the world through the passion of Jesus Christ. Many who gaze upon this cross will fulfill Isaiah's prophecy. They will not see, nor will they hear. They will not be healed by the blood that pours forth from Christ's wounds to give health and wholeness to a world broken by sin. Because they are afraid to confess the passion of the Christ. But you, who share the holy passion of Jesus, the passion to participate and proclaim Christ's suffering and death to a fallen world, you who share the passion of the Christ, lift up your eyes and see on the cross your God. See the God who gave up his life for you. See the God who atoned for your sins by means of a brutal and violent death. If you want to see what kind of God you have, lift your eyes up to that tree and see the passion of the Christ. The goal of Christ's passion has been reached. It is finished. The hour has come. The Son of Man is glorified. In the holy name of Jesus. Amen. Amen.
Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumim pentru acest dar binecuvântat al Evangheliei tale, prin care ne promiți viață veșnică, prin moartea și prin învierea Fiului Tău. Dă, Doamne, putere bisericii tale să ducă această învățătură până la capătul Pământului, aici, în Brașov, în România și în întreaga Europa și în întreaga lume. Doamne, în mila Ta, ascultă rugăciunea noastră. Doamne Dumnezeule, Te rugăm în această zi specială să binecuvântezi pe păstorul Matthew Harrison și familia lui, ca el să conducă biserica Ta spre a fi o biserică credincioasă Ție. Te rugăm de asemenea să binecuvântezi în mod special pe păstorul Daniel McMiller și să faci, Doamne, ca să se însănătoșească și situația lui să fie una bună și să-l țin viață și să ajungi să conducă biserica Ta înainte. Te rugăm să-l binecuvântezi și pe păstorul James Cricava și familia lui, pe păstorul Arthur Jar și familia lui, pe păstorul John Lombaro și familia lui, pe Michael Maurizio și familia lui, pe Herman Strozin și familia lui, pe Corey Rager și familia lui și pe toți cei care se investesc în Eurasia pentru misiune. Te rugăm de asemenea să-l binecuvântezi pe păstorii tăi din această regiune, să-l binecuvântezi, Doamne Dumnezeule, pe păstorul David Croix și familia lui, pe păstorul Andy Feder și familia lui, pe păstorul Tyler McMiller și familia lui, pe păstorul Traian Niculescu și familia lui, pe păstorul Adrian Ghiurcă și familia lui și să binecuvântezi și familia Trifa. Te rugăm de asemenea să binecuvântezi pe toți credincioșii tăi și să te atingi, Doamne, cu harul și cu mila Ta de episcopul bisericii tale, José Luis de Miguel, de pe episcopul Sergii Mașevski și de toți cei care conduc biserica Ta în această zonă. Doamne, în mila Ta, ascultă rugăciunea noastră. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, să te atingi de toți din aceia dintre noi care suferă și au nevoie de harul Tău și de intervenția Ta în viața lor, să binecuvântezi pe cei din București, din Suceava, să binecuvântezi pe cei din Brașov, pe cei din Sofia, Caterinii, Roma, Padova, Napoli și toate regiunile din Spania, Dumnezeule, să te atingi de ei, să fii cu toți credincioșii Tăi de pretutinde. Doamne, în mila Ta, ascultă rugăciunea noastră. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, să binecuvântezi pe aceia care conduc țările noastre, ca ei, în mod special în aceste zile grele, să aibă grijă de lumea în care trăim, să binecuvântezi pe președintele Ucrainei, să binecuvântezi pe președintele Rusiei, să binecuvântezi pe toți cei care conduc în țările NATO, Uniunea Europeană, ca ei să ne ducă înainte după voia Ta. Doamne, în mila Ta, ascultă rugăciunea noastră. Te rugăm, Dumnezeule, să primești mulțumirile noastre pentru toți aceia dragi nouă care sunt astăzi în împărăția Ta și să ne dai, Doamne, și nouă credință, că atunci când timpul nostru va sosi, să ne alăturăm lor în împărăția Ta, care nu are sfârșit. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care domnește împreună cu Tine și cu Duhul Sfânt, un singur Dumnezeu adevărat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Domnul să fie cu voi și cu Domnul tău. Înălățați-vă inimile la Domnul. La Domnul noi ne amem. Să lăudăm pe Domnul Dumnezeul nostru. Este drept să uităm slavă. Adevărat, vrenic și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri purea ție, Părinte Sfânt și Dumnezeu atotputernic, prin Fiul Tău Iisus Hristos, pe care L-ai trimis în lume spre mântuirea noastră. Prin moartea Lui să avem iertarea păcatelor și prin învierea Sa viața veșnică. Prin El îngerii laudă slava Ta, cerurile și pământul Te preamăresc într-un singur glas. De aceea, împreună cu Sfinții Îngeri și Arhanghel și cu întreaga oștire a Cerului, închinându-ne Ție, să Te preamăresc.
preamărim fără încetare. Sfânt e, Sfânt e, Sfânt e de Domnul Sabaoth, Cerești păcatele noastre, să fie Mântuitorul nostru. Cu bucurie și cu pocăință primim noi mântuirea câștigată pentru noi, prin sacrificiul trupului și sângele lui pe cruce, adunându-ne în numele și în amintirea lui Iisus, te implorăm, Dumnezeu, să ne ierți, să ne renoiești, să ne întărești cu cuvântul și cu Duhul Tău. Ajută-ne ca în mod credincios să mâncăm trupul, să bem sângele Său, după cum El ne poruncește să facem acest lucru într-o amintirea Sa. Te rugăm, adună-ne împreună de la marginea Pământului, pentru a sărbători împreună cu toți credincioșii sărbătoarea Anunții Mielului în Împărăția Sa, care nu are sfârșit. În mila Ta, primește rugăciunile noastre, dă-ne și păstrează-ne în harul Tău, doar pentru Tine, Tatăl nostru, să fie toată slava, onoarea și închinarea, Fiul și cu Duhul Sfânt, un singur Dumnezeu, cum și curea și în vecii vecilor. Amin. Domnul nostru Iisus Hristos, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și oferind-o ucenicilor Săi, El a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Să faceți aceasta spre amintirea mea. Tot astfel, după cină, a luat potirul și oferindu-l ucenicilor Săi, El a zis: beți toți din el, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, care se varsă pentru voi spre iertarea păcatelor. Să faceți aceasta spre amintirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului nostru Iisus Hristos până va veni El. Amin. Amin. Vino, Doamne Iisuse Hristos! Domnul nostru Iisus Hristos, singur Fiu al lui Dumnezeu, din faptul că ne oferi să mâncăm, să bem trupul și sângele Tău, Tu ne conduci să ne amintim, să mărturisim Sfintele Patrii și Sfânta Ta Cruce, binecuvântata Ta moarte, odihna Ta mormânt, învierea Ta dintre cei morți, ridicarea Ta la ceruri și revenirea Ta pentru judecata din zilele de pe urmă,
Adu-ți aminte de noi în împărăția ta și învață-ne să ne rugăm zicând astfel. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a ta este împărăția, puterea și mărirea, acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Pacea lui Dumnezeu să fie mereu cu voi. Amin. O Iisuse, Neamului Dumnezeu, care iei bătacul lumii, dai mizării noi. O Iisuse, the blood of Christ shed for you.